Să promovăm prin fapte valorile creștine, să respingem extremismul și șovinismul. Este datoria noastră de onoare pentru viitorul României. Acesta a fost unul dintre mesajele pe care Nicolae Ionel Ciucă, președintele Senatului României și al Partidului Național Liberal, le-a transmis la comemorarea de la Treznea, locul în care, la 9 septembrie 1940, trupele ungare hortiste, ca urmare a dictatului de la Viena, au masacrat 93 de persoane, dintre care 87 de români și 6 evrei. Comemorăm azi masacrul de la Treznea, și ne rugăm pentru sufletele celor 93 de victime, 87 de români și 6 evrei. Femei care gospodăreau prin casă, bătrâni, tineri, dar și copii care erau cu animale de la păscut, preotul și învățătorii satului, cu toții au căzut pradă descătușării urii în după amiaza acelui 9 septembrie 1940. 4 zile mai târziu a avut loc un alt masacru la Ib cu 157 de victime. Astfel de zile sunt de doliu, de comemorare, de rugăciune. Și asta facem aici la Treznea. Ne rugăm pentru atâția nevinovați semeni de-ai noștri care au pierit victime ale urii și fanatismului. Credința creștină, ce are la temelie pătimirea, jertfa și învierea Mântuitorului, ne dă însă tăria de a merge mai departe, dar fără a uita toate acestea. Aceste zile trebuie să fie și zile de luare aminte, nu doar de comemorare. Iar de aici, de la Treznea, să respingem extremismul și șovinismul, care duc la ură, violență și, așa cum vedem, la crimă. Cu doar 10 ani în urmă, credeam că astfel de atrocități nu mai pot fi posibile pe continentul nostru european. Înainte de 2014, credeam că sunt pagini întunecate ale istoriei, că toată lumea a învățat lecțiile trecutului. Vedem însă, chiar în aceste zile, ce tragedii se petrec lângă granițele noastre. Vedem încercările grele prin care trec vecinii noștri din Ucraina. De aceea, astăzi trebuie cu atât mai mult să fim atenți la învățămintele trecutului, să veghem ca răul să nu se mai dezlănțuie, să ne reamintim contextul istoric care a adus masacrul de la Treznea din 9 septembrie 1940, și anume dictatul de la Viena din 30 august 1940. La rândul său, acest dictat, prin care România a fost forțată să cedeze nordul Transilvaniei, a fost o consecință a pactului teribil dintre Germania nazistă și Rusia sovietică. Cu un an înainte, la 23 august 1939, puterile totalitare și revizioniste ale vremii își împărțise restul Europei prin pactul Ribbentrop-Molotov. Atrocitățile de la Treznea, Ib și din alte localități ale Sălajului, partea Ardealului de Nord cedat în urma dictatului de la Viena, ne impun astăzi să respingem ferm orice revizionism, să nu le găsim nicio scuză, niciun argument revizioniștilor, acelora care duc războaie pentru schimbarea granițelor Europei. Și pe de altă parte să veghem la întărirea democrațiilor în fața înțelegerilor dintre puterile totalitare. Sunt militar de profesie, am fost prim-ministru și sunt președintele Partidului Național Liberal. Partidul care s-a identificat cu istoria modernă, democratică și pro-occidentală a României. Atât din lecțiile istoriei, cât și din experiență personală, am învățat cât de important este ca democrațiile noastre să fie puternice, să impună respectarea dreptului internațional, să aibă așadar forță, inclusiv forță armată modernă, și să nu șovăie în fața statelor autoritare sau totalitare. Am văzut
teribilele urmări ale intoleranței, șovinismului, totalitarismului și revizionismului, și anume abolirea libertăților, prigoana și crima. De aceea, de aici, de la Trăsnea, chem toate forțele politice democratice ale României să respingem împreună extremismul, șovinismul și revizionismul. Indiferent de ce ne separă politic, aceasta este datoria noastră de onoare pentru viitorul copiilor noștri, pentru viitorul României. Să promovăm prin fapte valorile creștine, europene și democratice, pentru că sunt singurele care vindecă răni teribile precum Ip și Trăsnea, asigură pacea și creează condiții pentru înțelegere și bunăstare. Aceasta e România în care eu cred. România care și-a vindecat rănile trecutului și își cinstește înaintașii. România ancorată în prezent, generoasă, sigură pe ea, pregătită pentru viitor. România puternică și democratică, un pilon stabil, prosper pe flancul de est al comunității euroatlantice și un model pentru cei care tânjesc după democrație și libertate. Dumnezeu să le facă parte cu dreptii tuturor celor care au pierit în masacrul de la Trăsnea și să-i odihnească în pace.